un pahar de lapte și coaceți în 10 minute. Incredibil de rapid și delicios. Foarte ușor. Așa-i că-s frumoase aceste chifle în formă de trandafir, sunt fragede și ușor de făcut și se pot mânca dulci cu zahăr pudră sau sărate. Ne trebuie un pahar de lapte, 200 ml lapte cald, 2 lingurițe de zahăr, 10 grame, dacă vreți chifle dulci, 1 ou, o ceașcă de 100 ml de ulei, un pachet și jumătate sau 15 grame praf de copt, 400 grame făină, cam 4 căni și un gălbenuș de ou pentru uns. Punem într-un bol un ou. Adăugăm 100 ml ulei, 200 ml lapte cald, 10 grame zahăr și amestecăm cu paleta. Adăugăm 15 grame praf de copt și 400 grame făină și incorporăm ușor. Frământăm puțin cu mâna în castron și lăsăm 10 minute să se odihnească aluatul. Apoi facem un sul și îl împărțim în 10 părți egale. Fiecare bilă o întindem și o tăiem în 3 fâșii pe care le împletim. Apoi răsucim de la un cap la altul și iată ce trandafir frumos am obținut. Putem deschide petalele sau nu, cum dorim.
ungem trandafirii cu gălbenuș de ou și coacem la cuptor cu foc mediu 20-30 de minute sau până când se rumenesc. Mirosul este învietor. Îi puteți pudra cu zahăr farin. Poftă bună!